performanță istorică pentru Moldova. Pentru prima dată, țara noastră cucerește o medalie de aur la Campionatul Mondial de Lupte. Irina Rânga și-a trecut în palmares cea mai înaltă distincție în cântarul de 65 de kilograme. În marea finală, tânăra de doar 20 de ani, originară din raionul Leova, s-a întâlnit cu adversara sa din Japonia. Lupta a fost strânsă, dacă în prima repriză moldoveanca a învins cu 4-0, în actul secund nipona s-a impus cu 6-4. La finalul luptei, sportiva noastră a câștigat cu 8-6 și a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de la Oslo, Norvegia. She got height and pulled it through for 4. We got 2 by the mat official, 4 by the judge. Let's see where we go with that. 4 points feet to back. Este foarte emoționant, sunt fericită. Toate luptele au fost dificile. Niponele sunt cele mai bune din lume la lupte. Ele sunt pe primul loc. Din acest motiv a fost foarte greu, mai ales să câștig. Astfel, Irina Rângaci și-a completat palmaresul în acest an cu a 4-a medalie de aur. Această victorie mă motivează să continui antrenamentele și să lupt pentru noi titluri. Rângaci nu este singura reprezentantă a țării noastre care a urcat pe podium la Campionatul Mondial de la Oslo. Iulia Liorda a câștigat medalia de argint la categoria de greutate de până la 53 de kilograme. Șeful statului Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că această victorie reprezintă o mare reușită în istoria sportului moldovenesc și ea se datorează acestor tinere puternice și curajoase. Și președintele Parlamentului Igor Gross a transmis un mesaj de felicitare luptătoarelor. O performanță remarcabilă. Felicitări Irina și Iulia. Bravo! Suntem mândri de voi! Sportivele urmează să ajungă acasă în data de 8 octombrie.